Se poate diagnostica acum mult mai ușor, nu mai este nevoie de teste de sânge și de salivă. Cercetătorii indieni au dezvoltat o tehnologie cu ajutorul căreia boala poate fi diagnosticată printr-o simplă expirație. Nasul electronic, așa cum este denumit revoluționarul aparat, ar putea salva milioane de vieți. Noua tehnologie va face diagnosticarea mai rapidă, mai eficientă și, nu în ultimul rând, mai ieftină. În plus, pacientul va fi scutit de chinul recoltărilor. We are focusing on breath right now, so we are making it a breath can be platform for detection. And in this case, volatiles will be detected electronically. And therefore this is called electronic nose. Metoda este asemănătoare cu cea a etilotestelor folosite de poliție pentru calcularea alcoolemiei. Tocmai de aceea aparatul va putea fi cumpărat de oricine. We have done the discovery phase, but we have to very seriously do the validation phase. If it is validated, then conversion into a handheld device will not be very difficult. Dacă se va dovedi un succes, tehnologia va putea fi utilizată și pentru diagnosticarea cancerului pulmonar sau altor boli ce pot fi detectate prin respirație. Why people didn't think of it earlier? Simply because technology was not available. You can ask this for cancer, you can ask this for bowel disease, you can ask for kidney disease, especially in urine. Aproape eradicată în statele dezvoltate, tuberculoza este, după SIDA, a doua cea mai răspândită boală incurabilă în unele țări din Asia și Africa. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în 2010, aproximativ 1,5 milioane de oameni au murit din cauza tuberculozei. Darth Vader s-a stins.